Vedeți cum e treaba asta? Spui Dumnezeu să te odihnească, Clara Mărgineanu, și nu poți să nu spui la mulți ani Ioana Lazar și alții care se nasc sau născut astăzi. Bun, între astea două am altceva de spus. Cred că se vede o mică diferență de imagine. Am muncit ceva și la scenografie și la imagine. Pentru asta îi mulțumim cu drag prietenului Adi Beznă, care dacă n-a stat ăsta ore cu mine să mă îndrume, nu știu ce să spun. Tare frumos ce face el în emisiunea lui în Noaptea cu Beznă. Vă poftesc să vă uitați. Patreon, abonați-vă. Dar pentru munca asta lui, pentru dragostea lui de prietenie, unui zevzec ca mine care nu știu sârme, uite ce știu acum, îi dedic cântul ăsta, dacă mai știu cânta, cam atâta vă spun, gata. Deci am să reiau de unde am rămas când a venit nebunia, când a venit viața, de fapt, viața Grigore Vieru. Da, viața. Sper să-l mai știu. Trăitumeam viața întreagă, trăitumeam viața întreagă, dar ca la început, mi-i dragă. Fostam veșnic lăcomos, după tot ce mi-i frumos. Mâine pui mâine am scăpat, frumusețea n-are capăt. Viața asta e scurtă, tare. Cât ai mirosi, cât ai mirosi o floare. Viața asta nu mult ține, cât te-ai apăra, cât te-ai apăra, dum câine. Jele. Da, deci mulțumesc, Adi. Și mulțumesc vouă. Aveți grijă de domniile voastre, aveți grijă de ai voștri, aveți grijă de cei din jur. Și aveți grijă de voi, de... Nici nu știu ce e mai grav acum între virusul ăsta și tot ce naște el. Și... Aveți grijă de căpuți. Toate bune!